la profă mai cu exerciții de matematică. Așa, da. Geometrie. Geometrie, unghiuri adiacente, bisectoarea unui unghi. Geometrie, unghiuri. 17 de la 189, tema ta. Adiacente. Unghiuri adiacente. Da. Nu am vrea să vă liniștesc undeva așa. Când facem tema la unul, fiindcă suntem la același... Da, înțelege și celălalt care și-l poate și face. Și atunci el își poate face când o să trecem și facem și tema. Da, dar facem și la unul și la altul ca să nu fie discuții, știți? Va fi natural făcut. Da, de. Da. Exact. Unghiuri adiacente. Da, și bisectoarea unui unghi. Bisectoarea unui unghi. Unui începem cu asta, cea cu lui, va nu fi. Acum să vedem dacă știți ce înseamnă unghiuri adiacente. Așa, dați-mi voie să vă spun. Unghiuri adiacente, la casa s-a spus, ce înseamnă de unghiuri adiacente? Unghiuri adiacente au un punct comun, o latură comună și cele două laturi de parte și de alta laturi comune. Deci, sunt două unghiuri vecine, da? Două unghiuri, Davide, două unghiuri vecine. Uite așa, unghiul ăsta și cu ăsta. Au același vârf. Adică ăsta și cu ăsta, unul și doi, se cheamă adiacente, pentru că au același vârf și au o latură comună. Deci X, O, X, Y și Z. X, O, Y, Z, da? X, O, Y, Z. În clipa în care văd așa ceva, despre cele două unghiuri spunem că sunt adiacente. A, A, V, A, C, T. În paranteză spune vecine, vecine. Da? Dacă aș lua unghiul ăsta așa și pe urmă unghiul ăsta l-a luat așa... Mai sunt adiacente? Nu. Ăsta două. Nu mai sunt adiacente. Mai ce, nu-s vecine? Păi, da. Ele au același vârf. N-au deci unu, doi, ăsta două nu sunt adiacente. Dar cu trei, cu trei și unul cu trei, cum pot să fie păzute unul cu trei? Adiacente. Și 2 cu 3 adiacente. Da. Da? Deci, atenție, depinde cum ați înțeles ce înseamnă adiacent. Să fie același vârf și să aibă o latură comună. Și ce vină comună de o parte și de alta a laturii comune. Ce înseamnă bisectoarea unui unghi? Bisectoarea unui unghi. Ei, dacă am dat un unghi, așa, X, O, Y, în clipa în care duc o semidreaptă care pleacă exact din vârf și bate unghiul ăsta tot în două unghiuri congruente, exact, de aceeași mărime, aceste două unghiuri devin acum, după cele în parte, două unghiuri adiacente. Ele sunt adiacente. Unul și cu doi, unul și cu doi, devin adiacente, numai că ele sunt și egale. Unghiurile sunt egale, deci, da? Ce este bisectoarea este semidreapta, care împarte unghiul în două unghiuri congruente. Asta e bisectoare. Acum că am înțeles, pornim la treabă. 17 la 189, ia ta. 17 la 189. 189. Fie unghiurile adiacente AOB și BOC. Fie AOB și... Și BOC. BOC. Adiacente. Care e latura comună a celor două, dat fiind scrise? Care credeți că e comună lor? BOB. OB, corect. OB, OB. Nu pot zici cea mai latură OB. Da? B un punct. OB. OB. Deci hai să vedem asta. Ce spune mai spate de la? Amic, știm că măsura unghiului AOB de 42 de grade. Amic. Măsura unghiului AOB. A, măsura lui A. AOB, 42 de grade. B, egal cu 42 de grade. Măsura lui BOC, egal cu 72 de grade. Calculați. Să calculăm măsura unghiului format de bisectoarele celor două unghiuri. Mai întâi ar trebui să facem unghiurile. Așa, cele de sărbă. Cele două unghiuri adiacente. A, OP și BOC. Și la BOC acolo că e unghi. Semnul. Așa, la unghiuri și foarte bine. Atragem atenție de care dacă scriu incomplet. Așa, da. Să zicem și noi. De la ce plecăm, domnul profesor? De la OB? Ca să vedem să construim 42 de grade, 72 de grade cu raportorul? De la OB. Că aia e comună. O puneți întâi pe ea, pe OB. Așa. O desenați întâi pe ea. OA sau OB? Nu, OB, nu. Că ea e comună. Păi, nu neapărat. Nu neapărat, dacă să facem 42 de grade, 72. Păi da, de la OA, nu stânga-dreapta.
De la OA și când facem OB și când de la OB încolo la OC. Da? Și așa cum ai spus cu stânga-dreapta, dar eu spuneam ca să mergem și în forma în care poate fi construit și într-un mod și celălalt nu încape discuție, este corect. Deci, imediat acum. Nu știi cum să faci? Nu. Hai, încercați voi până când dar eu ajung. Dar nu știu cum încerci. Nu știu. Păi, într-un fel, au ce ar fi să... Păi, OB trebuie să fii latura comună. De la ea aș pleca. Da. Trebuie să fii comună, el este adiacent. Da. Dar ca să vedeți ce am spus și eu... Ia, fiți atenți, domn profesor. Deci, fiindcă vorbim de unghiul A, OB, luăm pe OA. OA. Da, am luat pe OA. Măsor acum OAB. Da? A, O, B, pardon. A, O, B, da? Câte are A, O, B? 42. 42 de grade. 40 și 2 de grade. Și iată, am dus A, O, B-ul. Și acum vă duceți în partea... Sigur, că în continuare. Da. A, O, A, O, B. Și acum e B, O, C. Ca să le leg așa. Să puneți pe eu tot pe OB acum. Acum pe OB, sigur că da. OB. Și pun în pădurea 72 de grade. 72 de grade. Ai văzut acum? Da. Și iată că am construit și pe BOC. BOC. AOB, de cât am zis, de 42. Și BOC de 72 de grade. Deci, în forma în care am propus-o eu, lucrurile merg mai natural. Așa, măsoarea în stânga și în dreapta este și asta o variantă, dar... Și acum, pui pe OB, în ouă. Capul mai sus, mama. Nu se poate. Ei, nu poți să vezi. Uite așa. Și mă pune acum așa, 32 repede, că pierdem timp. 72 aici, pentru undeva. Așa. Ați văzut cum am procedat? Deci, încă o dată, repet. Am pus pe OA raportul ăla. Și 42 de grade și am dus-o. Am dus și ăsta la altul. Celălalt, 72 de grade și am văzut unde vine. Și iată că am construit cele două unghiuri. Și acum autor spune, zice, vezi unghiurile dintre bisectoarele lor. Unghiul format de bisectoarele celor două unghiuri. Trebuie să duc bisectoarea 1, a primului unghi. Și până la bisectoarea celui de-al doilea unghi. Cum ce fac bisectoarea? Adică în fel bisectoarea lui BOC ar fi 40 de împărțit la 2? Nu B, O, C, A, O, B. A, O, B, adică ar fi 21. 1. Excelent. Deci, pun repede, pentru prima bisectoare a unghiului acesta, 20 și 1, și 1 de grade. Să prasez. Cum dați la cazul bisectoarei? Da, 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 da. Sau pot să dau, eu am să dau cu alte culoare. Domnul profesor, dă cu alte culoare, voi dați cum dați. Asta. Am dus bisectoarea acestui unghi. A, O, B, în jur. Unde? Punem D, M, ce vrei tu. Așa. De ai spus tu. Da. Și bisectoarea celuilalt. Și acum facem și bisectoarea. 72 împărțit la 2. 36. Și pentru asta, cum am pus mai înainte, așa, Davide, cum am pus pe OB, când am construit pe BOC, și acum mă duc la 36. Și iată, duc și bisectoarea asta. Și ăsta spun că are câte grade aici? 36 de grade. Ăla 21 nu l-a spus. Și ăsta de aici, cu roșu, să-l pun 21. Da? 21 de grade. Și notați cu E atunci? Și atunci să notez acolo cu E, pentru că bisectoarea cealaltă. E vorba aici de E, da? Da, și ce n-a spus? Și ce unul am pus, sigur că da. Așa. Și iată că, în momentul de față, de autorul întreabă câte grade are unghiul format de bisectoare. Ia uitați-vă. Adică E, O, D. Câte grade are? Unghiul format de cele două bisectoare. E, O, D. 36, 21.
Și răspuns așa se scrie, nu? Sau cum fac? Măsura unghiului. Nu. Stați așa. Rezolvare. E o B. Demonstrație. Da, demonstrația. Demonstrație. Pentru asta zicem, avem unghiul A, măsura unghiului A, O, B. Este egal cu 42 de grade. Dedesubt avem O, D, semidreapta, O, D. O, D. Spunem de O, D, 21. Mai are tot ce am făcut trebuie să redactăm. O, D, bisectoare. Bisectoare. Așezi tu acolo, atât din cele două. O, D, bisectoare unghiului. Rezultă din cele două că unghiul A, O, D. Măsura unghiului A, O, D. Egală cu măsura unghiului D, O, B. D, O, B. Și egală cu jumătate din tot unghiul. Egal cu măsura lui A, O, B pe 2. Măsura lui A, O, B pe 2. Și egală cu, abia acum a apărut 21 de grade. Da? Abia acum a apărut 21 de grade. Așa trebuie de data. Acum de sunt. Măsura unghiului, vorbește Daria. Eu? Da. Da. Zi, măsura unghiului, B, O, C, deci, măsura unghiului BOC. BOC. Este egală cu 72 de grade. Dați-mi ipoteză. Semidreapta. Semidreapta, așa. OE. OE. Este bisectoare. Bisectoarea unghiului. Unghiului, trebuie să le spunem. Bisectoarea unghiului. Bisectoarea unghiului BOC. BOC. Uite și sus. Din cele două. Acolo are din cele două vădă și pe cele două. Că măsura unghiului B, O, D. Uite, B, O, B, O, o e. La, cu E acum. Măsura lui B, O, E, da, Daria. E egală cu cine? Este egală cu măsura lui E, O, C. Măsura lui E, O, C. Dar vede, tu te și lucrează mai departe. Întâlnând. Și egală cu? Egală cu măsura lui mare, adică lui BOC, supra 2. BOC, supra 2. Și egală cu? Egal cu 36. 36 de grade. Acum, dedesubt, din cele două, spunem așa, măsura lungiului BOE, nu, DOE, ca să-l cere autor, da. Măsura lui D, O, E. Măsura lui D, O, E. Este egală cu măsura lui D, O, B plus măsura lui B, O, E. Trebuie să spunem asta. Măsura lui D, dar O, E. Dar poți spune ușor că BOC supra 2 plus AUB supra 2? Ca să fie mai evident. De ce zic și măsură? Nu, să zic măsura B, O, C supra 2 plus măsura AUB supra 2. Nu. Trebuie să spun, când zici, te referi la măsura unghiului dintre bisectoare, trebuie să-i spun. D, O, E. Uite la figură, Daria, când vă spun. Măsura lui D, O, E. Egală cu măsura lui D, O, B. Hai, egală cu măsura lui D, O, B. Plus măsura lui B, O, E. B, O, E. Și egal acum cu 26 de grade plus 36. Așa, deci 21. 36 plus 21. 36 plus 21, dar am zis 2 bă, 2 bă. 21 de grade plus 37 de grade. 36 de grade și egal cu 57 de grade. Dragilor, trebuie să scriem toate acestea. Exact, adică degeaba știți, ați văzut și voi acolo pe asta, pe 57, da? Eu nu fac acest lucru din cauza că eu vreau să consum timp, ci pentru că așa trebuie redactat. Da, scris pe figură, nu scopiem de pe tablă. Scris pe figură să vezi dacă înțelegi ce scrii. Pe caietul tău se vezi pe figură. Că dacă am scris pe acolo, acum am văzut de pe figura pe care ai tu pe caiet. Păi mă interesează să înțelegi ce scrii, nu să scriem așa. Bun, da. Și la B. Nu știu ce figura, nu știu ce-o și la B. Știind că măsura unghiului AOB e 62 de grade acum. B.
măsura lui la OB. AOB e 62 de grade. 62 de grade. Și că unghiul format de bisectoarele celor două unghiuri are măsura de 48. Acum știm unghiul format de bisectoare. Da, vedeți-o la ușor. Asta zice, știm. Unghiul format de cele două bisectoare, nu știu. OE. Mai care alte măsură, să facem altă figură, bănuiesc. Deci știm. Hai să vedem. Măsura lui AOB. 62 de grade. 62 de grade. Iar măsura lui DOE. Măsura lui DOE este... Măsura lui DOE. Și ați construit multă figură. Sigur că da. DOE egal cu... Egal cu 48 de grade. 48 de grade. Și acum să-l aflăm pe BOC. Nu mi se mai dă BOC. Nu mai știm. Măsura lui da, BOC... Egal cu cine? Cu cine? Așa. Interesant. Să vedem. De aceea plecăm la treabă. Și începem exact construcția celor două unghiuri adiace de construcția bisectoarelor exactamente. Exact. Dar acum cu măsurile acestea. AOB de 62. Aici pornim. Facem pe OA. Deci. facem desenăm OA mai întâi. OA. După care AOB, să puneam un tot, AOB, este... Care? 62. 62. Vă uitați și construiți cu atenție 60, am aici 2 grade și aici 2, iată așa. 62, scrie 62, AOB, B, AOB, da bine. AOB, 62 de grade. Bun. Bun. După care, 62 de grade, da? Da, da. Ducem bisectoarea lui AOB și o notăm cu OD, ca să fie ca în figura cealaltă. AOB, putem, din momentul ăsta putem duce bisectoarea. Corect. Da? Câte grade trebuie să aibă OE, cum am zis? OD era, da. Trebuie să aibă 31. Asta fac. Jumătate. Împart, sănătos. Împart unghiul, două unghiuri congruente, da? 31. 1. Și iată. Repede. Unghiul. Punctat unghiul sau cu altă culoare, ca să avem o imagine faină. Corect. Și voi vă învățați așa. Când vedeți punctat sau cu altă culoare, știți că e bisectoarea. Am dus bisectoarea. Nu neapărat. Așa. Care pe jur. Așa. Știu. OD. OD am zis, domnule. Așa, OD. Acum măsura lui AOD, dar e adică de-i. AOD. A, O, D. Aici figura ta. Dacă știi că tot unghii de 62, măsura lui AOD de cât e? 31. Așa. Nu neapărat la mine. Figura ta este în oglinda... 31 de grade. Mai 31 de grade. La fel 31 și ăsta, da? Da. 31 are și ăsta. Corect. Ca să ne înțelegem bine, că asta face bisectoarea. Mai departe, zici DOE acum. DOE 48. DOE. DO. Deci pun pe DO. Punem pe OD. Da, îl depunem. Și facem un unghi. De cât de grade îl facem? De 30 de 48. 48. 40 și 5 și 8. Hop. 48. Unde pe și cu altă culoare, duc pe o e. Da. Duc pe o e. Bisectoarea, trebuie să duci punctat, că vezi cât zice că o iei bisectoarea unghiului. Sigur că da. Celuilalt unghi. Bisectoarea. Asta la rândul ei și ei, bisectoarea lui B, O, C. O să-l găsim noi pe ce. Ai înțeles? Deci, insistăm. D, O, E. D, O, E. Ia uitați-vă, BOE. OD ăsta a fost bisectoare și OE, după ce am gândit mai înainte, tot bisectoare va fi pentru unghiul BOC. Pentru BOC. Păi atunci așa... Dar câte grade are BOE? Tot ăsta știu câte grade are ăsta. Deci așa, hai să scriu deasupra. Și ăsta are câte grade, spune autorul. 48. Și ca să aflu BOE, fac 48 minus 31. Adică 17. 17 grade are. Și am văzut asta, surpriză. Asta zice.
Da? Surpriza la e de 17 grade. Foarte important. Ăsta de aici, 17 grade. Deci din 48, scădem pe 38, nu? Deci din tot 48, am scăzut pe 38 și a rămas asta 17. Știi tu unde am să duc eu pe o... Ce? La 17 dimensiuni. Exact. La 17 grade. Grade mă sigur că da. Sigur, exact la 17 grade. Pentru că zice că oie... Mă așa se păstrează ea deșteaptă ca bisectoare. Numai așa? Dacă tu vei exact la 17 grade. Dar am înțeles. Ia mai insistă. Nu știu cum te spune. Ea de ce unde știa că oie e bisectoare? Dar hai să ridică capul și nu te mă enerva. Nu te mă enerva că tu asta greșești. Ai forma asta de manifestare și în momentul nu ai mai vorbit. În momentul în care te enervezi, nu mai ai libertatea să mă urmești. Ești deja blocată și e foarte greu. De aceea, hai să mergem încă la problema. Insistăm și zicem așa. În problema asta, avem două unghiuri adiacente, AOB și BOC. Așa, că suntem în contextul acestei probleme. Două unghiuri adiacente, AOB și BOC. La care unghiuri ducem cele două bisectoare? Bisectoarea asta și bisectoarea celălalt unghi, al lui BOC. Dar autorul la punctul B este șmecher. În problema anterioară, mi-a dat el ce? Măsura unghiului AOB, a lui BOC ne-a dat-o și noi am dus și ne-a cerut măsura unghiului dintre cele două bisectoare. Și noi am dus bisectoarele unghiilor și am găsit și măsura. Și am găsit măsura. Acum ne-a dat altfel. Altfel este autorul cel care vine, de-aia e punctul B, o altă problemă. Știi ce îți fac? Îți dau unghiul ăsta. Dar nu ți mai dau pe lantul tot. Pe BOC, îți dau jumătate. Ca să faci tu ce treabă, să găsești unghiul între ele. Îți dau tot unghiul dintre bisectoare, nu-ți mai dau părătul pe OC. Nu-ți mai dau. Îți dau pe AOB, mi l-o dat. Când mi l-o dat pe AOB? 62. Nu-ți mai dau pe celălalt. Dar îți dau unghiul dintre bisectoare acum. Și dacă îți dau unghiul dintre bisectoare, găsește tu pe om. Ce? Ce? Găsește tu pe OC. Și noi am trecut la ce la treabă. AOB mi-ai dat? Da. Bun. Câte grade are? 62. Ce bucuros sunt. Și ce mai spui tu? Îți dau și bisectoare OD. Am dus-o. Știu câte grade are asta? 31. Și 31. Ca să faci bisectoare, poate unghiul 2. Îndată, îți dau unghiul dintre cele două bisectoare. D, O, E. Ca să știu exact cât o duc pe O, E. Să știu exact cum o duc. Dacă știu unghiul D, O, E, am pe O, D și pe O, eu o fixez la câte grade? La 48. Cât ți l-a dat? Păi, autor. Dat el, autor. Da? Și atunci am făcut diferența dintre 48 și 31, 17. Dar asta era bisectoare. Ea împarte pe acela... Pe BOC. Pe BOC în două. 17 și 17 va fi în partea asta. Asta face bisectoarea. Da. Eu știu mai asta. Păi, bisectoarea unui ce face ea? În parte, unghiul acela, habar n-am, încă două, da? Da. Și unul de el știe de 17. Jumătate din el îl știe deja. BOE. Cu OE e bisectoarea unghiului. BOE îl știu. E 17. Jumătate din unghiul BOC îl moare, da. Și atunci când am făcut așa, pe încă 17. Poate vrea și cealaltă jumătate, nu? Da. Ai înțeles? Și BOC cât este acum? BOC, BOC acela. Cât e grade are? 17 și cu? 17 dincolo, 34. Mamă, dacă jumătate are 17 și cealaltă jumătate, tot 17 are. Bisectoarea asta facem, parte unghiul care vrem să-l găsim în două unghiuri egale. Ce nu ți este clar? Insist încă o dată că nu mă deranjează. Zic ce nu ți este clar. Uite, zic, uite problema ce zice. Problema zice așa. B. Știind că măsura unghiului AOB e 62 de grade și că unghiul format de bisectoarele celor două unghiuri. Astea, bisectoare celor două unghiuri. Al lui AOB și BOC. Deci asta e bisectoarea. Al lui AOB ai văzut repede, că l-ai văzut unghiul. Și al lui BOC care nu-l ai,
Da, ai bisectoarea, zici că oie e bisectoare. De ce? Unghiul dintre bisectoare. Unghiul format de bisectoarele celor două unghiuri. Da. Ai înțeles? B și B, O, ce o construiesc eu ca să știu exact unde, ai înțeles? Dar știu bisectoarea că e oie. Deci calitatea ei de bisectoare mi-a anunțat de autor. Și atunci ea are de o parte unghiul ăsta de 17 grade și de partea cealaltă neapărat de tot 17, ca să fie în calitate de bisectoare. Da? Ai înțeles deci, acum? Acum, eu ce fac acum? Mai iau încă un unghi de 17, pot să merg pe bisectoare de așa dar ea și mai postesc unghiul de 17 grade. Propriu oie, să... încă un unghi de 17 grade. Așa. Pe O, E. Așa. Și văd 17 grade, unde este pe aici, unde e. Și acum, de pe acum, oie a căpătat calitate de bisectoare și o și vezi. Deci oie, o vedem, o surprindem. Oceu. Oceu, da. Așa. Oceu. Și iată, în unghiul B, OC, oie este în calitate de bisectoare. Bisectoare. Ia uite, știu ce clar. Repede, e 17 grade. Da. Așa. Și ia uite, acum ce? Notează cu ce repede. Așa. Și ia uite, acum cum BOC, în unghiul BOC, oie este bisectoare. Am împărțit unghiul mare, BOC, în două unghiuri egale. Ca și aici, da? Ai avut și aici 2, 31 și 31. Eu insist. Eu uite la două profesor acum la tablă. Autorul, cu problema de acum cu ne-a dat unghiul ăsta. Ne-a dat și unghiul ăsta. E alte mări, ne erau dată trecută, da? Alte mări. Și zice, duceți voi bisectoare și găseți unghiul. În problema asta face așa, îți dă unghiul ăsta și îți dau și unghiul dintre bisectoare și găsiți unghiul BOC. Să găsești BOC, nu-i vreodată. Și BOC l-am găsit că este de 17 ori 2, 34. Da. Da? 34 este. Cum redactăm? Cum redactăm? Asta e. Deci demonstrația acum începem. Scrie, demonstrația. Dragilor, asta e geometria. Trebuie să știm să redactăm foarte clar tot ce am gândit. Că profesorul nu știe ce-i gândit. Nu mă, dacă faci figura aceea și dai răspunsul și 34, nu se uite la ea. Am avut un exemplu, nu, la Miruna, când au făcut o chestie, o implicație și părea, i-au dat răspunsul corect. O rezolvat-o. Da, o rezolvat-o tot și i-au pus de ce asta. Exact, nu a pus o condiție și o scurt. Din acest de ce, a semnat un punct. Și în loc să am discutat aseară și a spus, da, și eu aș făcut la fel. Am punctat foarte clar, și eu aș făcut la fel. Am, astăzi am discutat acolo, din trei soluții, dacă dai numai una și tu te ceri cu profesorul pe nedrept. Îți dă trei. Nouă l-am împărțit în trei. Trei, trei, trei. Și îți dă trei și tu te ceri, cum am făcut soluția? Am făcut. Acum hai să ne întoarcem la probleme și să redactăm. Aș vrea, dar pe tine să mă conduci pentru rezolvare. Cum redactăm? Păi tot ce am făcut, tot ce am făcut, trebuie acum prins pe foaie. Să scrii pe foaie. Plăci la ce știi. Măsura unghiului AOB, de aici, cred. Așa. Egal 62 de grade. Deci, demonstrați. Măsura lui AOB egal 62 de grade. Dar de ce mai adaug acum? La unghi. Ce mai e? OD. OD este bisectoarea acestuia, adică 31. OD. Bisectoarea unghiului AOB. Bisectoarea unghiului AOB. Din amândouă relațiile rezultă că AOB. Măsura unghiului AOD. AOD. Măsura unghiului AOD. Dar ea e egală cu măsura cărei unghi? Măsura unghiului de unde? D-O. D-O-B. D-O-B da. Sau B-O-D, da. Sau B-O-D. D, da, 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 da. D-O, da. Continuăm cu D. A făcut de unghiuri de accent. Da, D-O. Măsura D-O. Lui. D-O-B. D-O-B. Și egală cu cât? Și este egală cu... Măsura unghiului mare pe 2 sau egală cu... Egal, scrim așa, egal cu măsura unghiului AOB pe care ți-ai dat tu, da. Măsura lui AOB. AOB pe 2 și egal cu 31 de grade, și vorbește mai tare. 62 împărțit la 2 fac 31. Bun, ce mai știm în problema?
Că măsura unghiului. Că măsura unghiului de OE. De OE, sau de OE este 48. Uite, e scris acolo la BO. Și de unde știm că BOD este 38? Dar știți cremata, măsura unghiului de OE. Deci, ce fructificăm de aici? Există. Nu, dar ne spune. Așa. Ne zice autorul. Ne spune că măsura asta. Așa. Măsura unghiului de OE. Vedeți că n-a scris acolo că soția. Acoperișul la unghi, deasupra, deasupra, deasupra. Aici, da? Măsura unghiului. De OE. De OE. E dată de autor, da, 48 de grade. 48 grade. Și știm că 48. O, într-un fel... De desubt adaug că O, B. De, O, B. De, O, de bisectoarea. Trebuie să văd de cine sunt formate aceste două. Cu de bisectoarea lui AOB. A, O, B. Și O, E. Și O, E. Bisectoarea unghiului. Care, Daria? O, E, bisectoarea unghiului? De O, E. O, E. Uite mai bine. O, E. O, E. A cui? B, O, C. B, O, C. Așa, bisectoarea. Că le avem în ipoteza asta de sus, bisectoarele lor. Da. A lui B, O, C. O, C. Fiind bisectoare și a unul și altul și fiindcă DOE este 48 de grade. Toate trei rezultă. Din aceste trei rezultă că BOD. O secundă. Mai adăugăm, Davide, că de, măsura lui DOB este de 31 de grade, tot aici. Măsura lui DOB. DOB. Egal cu câte grade, cu 31 de grade, lucruri pe care le avem aici. L-am scris, da? Da. Din astea, acum rezultă? Din astea, măsura unghiului care? Rezultă că măsura DOE sau EOD. Lui BOE. BOE, da. A, lui BOE. Da? Că din 48. Măsura, Daria, măsura lui BOE. De câte grade? Egală cu... Da, 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 da. E egală cu măsura lui D, O, E minus așa D, O, D, O, E D, O, E D, O, E minus D, O, B D, O, B și de unde revenim? Egal mai departe egal cu 48 minus 31 48 minus 31, 31 egal cu 17 grade. 17 grade. Unde rezultă că B, DOE, nu, BOE este 17 grade. Deci am arătat că BOE, uite, BOE egal cu 17 grade. Și ne întreabă care este unghiul BOC. O secundă. Zicem așa. Cum... O e bisectoarea unghiului, adăugăm de sus. Da. Cum O e. O e. Bis. Bis. A cărui unghi? BOC. A lui BOC. BOC. Da. O e bisectoarea lui BOC. Atunci... Fiindcă e bisectoarea lui BOC. Noi atunci, știm că din calitatea bisectoarei rezultă că... E, O, B. Nu, dar mai n-am spus că E, O, B, 17... Hai să dau greși. Măsura lui. Și de sub, măsura unghiului. E, O, B. O, B. Este egal de 17 grade. Așa. Din cele două. Cele două rezultă că unghiul BOC... Nu, nu deodată. Bisectoare și prima asta de 17 grade, trebuie să spun așa. Măsura lui. E, O, B. B, O, E. B, O, E. Măsura lui. B, O, E. Egală cu măsura vecinului său. Adică E, O, C. Egală cu măsura lui E, O, C. B, O, E. Și de unde rezultă? Stop, stop, stop. Egal cu E, O, C.